veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Haideți să ne analizăm fiecare în dreptul nostru, în lumina Scripturilor, starea noastră de ascultare sau de neascultare înaintea Domnului. Să citim ceea ce spunea profetul Samuel împăratul lui Saul în privința ascultării sau neascultării în 1 Samuel capitolul 15, versetele 22 și 23. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său mai mult decât grăsimea berbecilor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea, care este tot o neascultare, nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Vedeți așadar, această neascultare este tot atât de vinovată ca și marile păcate, pentru că din neascultare se nasc toate păcatele de fapt. Păcatul, printre altele, este și o neascultare. O fără de lege este o stare de independență înaintea Domnului, mai multe am putea să spunem chestii, dar printre altele o neascultare. Este așadar ascultarea o neîndeplinire a ordinelor, a obligațiilor sau o poziție de nerecunoaștere a autorității. Când nu asculți de un părinte, nu-i recunoști autoritatea. Când nu asculți de Dumnezeu, nu-i recunoști autoritatea de Dumnezeu. Când nu asculți de un superior la servici sau un organ al administrației publice, nu-i recunoști acea autoritate. Sau socotești că nu dă un ordin bun, o poruncă bună care trebuiește păzită. În ce privește ascultarea, mai avem un indiciu foarte clar în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 6. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Ascultarea dovedește apartenența noastră în familia Domnului și neascultarea dovedește Duhul rătăcirii. Și Pavel spunea în Filipeni, capitolul 2, versetul 12, că această ascultare trebuie să ne însoțească până la capăt, încă de mici, începând cu ascultarea de părinți și până vom trece din viață, ascultarea de Dumnezeu, de biserică și de superiorii noștri. Citesc Filipeni 2 cu 12, astfel dar preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători. Filipenii aceștia erau oameni deosebiți. Duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult în lipsa mea. Mă rog Domnului să îndeparte Duhul de neascultare și pe noi să ne sprijinească cu o măsură îndoită din Duhul Său, să-L putem asculta. Să nu fim un popor încăpățânat ca și poporul Israel, care s-a dovedit atât de neascultător și Dumnezeu și-a revărsat pedepsele peste ei. Să luăm acum aceste trei tipuri de neascultare, le-am grupat într-un fel anume, neascultarea de părinți, neascultarea de superior, fie că e vorba de familie, fie că e vorba de biserică sau societate, și neascultarea de Dumnezeu care le înglobează pe toate. Mai întâi, neascultarea de părinți. Știți acea situație când un părinte se plângea altuia că copilul nu-l ascultă și altul a spus: ce, a mei sunt după Biblie. Și a crezut acesta că or fi ascultători. La care al doilea a răspuns: nu, și a mei sunt tot neascultători, dar sunt după Biblie, căci în Biblie este scris în Romani 1 cu 30, printre altele, neascultători de părinți. Parcă acum, mai îndeoseb ca alte vremuri, copiii sunt neascultători de părinți. Sunt după Biblie, dar nu în sens pozitiv după Biblie, ci în sens negativ. Și tot pentru vremea de acum, scrie Pavel în 2 Timotei capitolul 3, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi, deci cei maturi îi vedem cum sunt, dar copiii, printre altele în versetul 2 scrie, neascultători de părinți. Și cei mai trist, se manifestă această neascultare de părinți și în dreptul slujitorilor. Și în Tit 1 cu 6 este o condiție de care nu ne putem feri, că e scrisă. Tit 1 cu 6. Pentru cei care sunt în slujbă, printre altele, având copiii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare. Sunt oameni care din pricina copiilor au trebuit să abandoneze slujba sau să nu poată fi acceptați în slujbă, măcar că din alte puncte de vedere poate ar fi corespuns. Dar este un criteriu
în dreptul slujitorilor. Măcar că există porunci clare, cum ar fi porunca a cincea. Citim în Exod, capitolul 20, versetul 12, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Această poruncă este reluată clar de Apostolul Pavel în Efeseni și în Coloseni și scrie în Efeseni, capitolul 6, versetul 1, copii, ascultați. Deci, acel cinstit din poruncă este echivalent cu ascultați. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Și în Coloseni, capitolul 3, versetul 20, este scris, copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Duhul acesta de neascultare de părinți este un duh demonic care pune stăpânire pe oameni încă din copilărie, încă de mici. Îi spui unui copil poate de 2-3 ani, fă un lucru și nu-l face și este tentat să facă altceva. Îi spui unui copil mai mare, de 10-15 ani, să facă un lucru pe măsura vârstei lui și nu-l face. Poate un copil necăsătorit se roagă părinții să facă un lucru și nu ascultă. Este un duh din partea celui rău și pe aceasta se cunoaște Duhul Domnului și Duhul rătăcirii. Să nu uităm, ascultarea de părinți place Domnului, trebuie să fie o ascultare în toate lucrurile și este însoțită de acea făgăduință minunată. Chiar când părinții vor îmbătrâni și tinerii vor fi cu două facultăți, vor fi cu multă școală și bătrânii poate... Știu eu prin ce împrejurări, n-au avut nici 4 clase sau doar 7 și cele le-au absolvit așa întreagăt. Este un cuvânt în Cartea Proverbelor, capitolul 23, versetul 22, care scrie: ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Am vrea măcar la noi, în biserică, în cadrul bisericii, să țină cont copiii de lucrul acesta. Ascultarea de părinți este o condiție indispensabilă și le spuneam unor copiilor, da, dacă Domnul va veni, până voi nu veți ajunge să fiți maturi. Ei nu vor fi judecați după criterii ca și noi, poate, dar acest criteriu va fi un criteriu după care copiii vor fi răpiți la cer sau nu vor fi răpiți. Vor rămâne aici sau vor merge sus cu Domnul. Este adevărat, poate sunt și părinți, nu vrem să ne absolvim, care nu ne facem suficient datoria, pentru că în continuare e scris să nu întărătăm pe copii la mânie, să-i creștem ca atare, dar oricum, cu toată silința părinților, se manifestă în vremea noastră un duh extraordinar de neascultare. Acolo unde noi nu mai putem să facem nimic, să înțelegem că este un duh și acolo să rugăm pe Domnul să intervină. În fața lui, duhurile cad în leșin și zic, Domnul să sprijinească familiile noastre în această privință. În Vechiul Testament, dacă nu exista ascultare, și asta ar trebui să rețină și copiii noștri, dacă copiii nu ascultau de părinți, erau pedepsiți cu moartea. Deuteronom 21, cu 18, dacă un om are un fiu neascultător, să meargă la bătrânii cetății și să-i spună, versetul 20, iată fiul nostru este, în primul rând, neascultător, că din neascultare se nasc toate. Neascultător, îndărădnic, lacom și bețiv. Și ce să facă? Versetul 21, toți oamenii din cetate să-l ucidă cu pietre și să moară, astfel să curăți răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. Dacă trăiam în vremea Israelului copii și tinerilor, mulți nu mai ajungeați 20 de ani. Dacă era să se respecte cuvântul aici. Dar harul Domnului nu ne pedepsește și îndelungă răbdarea Domnului ne îndeamnă la pocăință. Domnul să ne-o dea din plin. Amin. O altă neascultare în care suntem poate prinși și noi ceilalți, neascultarea superiorilor, celor mai mari. Începem cu familia. Citim în 1 Petru ceva pentru femei. Nu știu dacă se potrivește și la vreo soră din adunare sau nu, dacă se potrivește, atunci se o ia, dacă nu, preventiv. 1 Petru 3 cu 5 și 6. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Domnul și erau supuse bărbaților lor ca Sara, care asculta pe Avram. Deci în familie există egalitate și în mântuire și în drepturi, dar există o ierarhie potrivit căreia soția trebuie să asculte de soț. Dacă nu va asculta soția de soț, va fi o pildă negativă pentru copiii, ca și ei să n-asculte de părinți. Dacă soția va asculta de soț, va fi o pildă pozitivă și tatăl va putea să spună, ați văzut copii cum soția mea ascultă de mine și voi trebuie să ascultați mai întâi de ea și apoi de mine. În sensul că ea este între soț și copii.
Oricum, această stare, de fapt, este o recunoaștere a autorității care urmează. Dacă vom neglija această structură și nu ne vom înțelege locul, atunci vom fi un exemplu negativ pentru veriga următoare. În ce privește ascultarea de biserică, 2 Corinteni 10 cu 6, citim: îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea noastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Cei care ascultă sunt cea mai bună dovadă ca ceilalți să asculte și dacă n-ascultă nici așa să fie pedepsiți. Imaginați-vă în biserică dacă nu s-ar asculta de o rânduială. Ce ar fi? Dacă cel de la amvon ar spune ne ridicăm picioare, tot să stea jos. Acesta e un exemplu banal, dar la fel poate să se extindă prin analogie aceste exemple. Dacă ne înțelegem, fraților, venim la ora cutare și nu stăm la ora cutare, este o neascultare. Dacă ne înțelegem, fraților, să aducem un suport financiar, să scăpăm de datorii, fraților, să postim ziua de miercuri, să zic postim, fraților, fiecare să se roage acasă la ora cutare și cutare. Toate acestea, dacă se iau și sunt hotărâri la nivel de biserică și nu ascultăm, sunt o neascultare nu doar de cei care conduc pentru o vreme, ci sunt o neascultare în fața lui Dumnezeu. Este aceeași problemă ca și cu iubirea. Noi spunem că iubim pe Dumnezeu, dar dacă nu iubim pe frați, suntem un fals, nu? Deci noi este ca și cum am spune, noi respectăm ce spune Parlamentul, dar ce spune primăria, nu respectăm. Ori, din punct de vedere ierarhic, se subordonează Consiliul Județean, Prefectură și apoi primăria. Deci dacă nu, ascultăm de veriga imediat următoare. De fapt, n-ascultăm de cea din vârf. În ce privește autoritatea bisericească, de care trebuie să ascultăm, vreau să mai citesc câteva versete. În Evrei 13 cu 17 citim: ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Au zis de ce și motivează. Căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie. Deci când avem ascultare din partea noastră, atunci facem un lucru cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Dacă nu există ascultare, nici slujba noastră nu dă randament și pe ansamblu lucrarea în biserică este un eșec. Dar dacă este ascultare, nu de faptul că eu sunt mai tânăr, de exemplu, să asculte cineva de mine. Deci noi ascultăm de slujba respectivă, de cel care este în slujbă momentan. De exemplu, și eu dacă sunt pe bancă și este un altul la anvon, ascult și eu de el, de ce se spune de acolo. Deci noi respectăm slujba ascultând, spunea Domnul Iisus în Evanghelie: cine vă ascultă pe voi, ascultă pe cine v-a trimis pe voi. Cine ascultă pe cei care conduc, dar conduc după voia Domnului, bineînțeles. Atunci ascultăm de Domnul Iisus și ca atare de Dumnezeu. Mai amintim și 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 12 în continuare. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cărmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Această prețuire, dacă prețuim pe cel care conduce de bună seamă, îl vom asculta. Dar dacă nu prețuim, atunci vom fi tentați să nu ascultăm. Avem o datorie să ascultăm chiar și de conducerea statului. Aceasta nu spunem cum se spunea pe vremea comunistă, așa ca un referat înscris din oficiu într-o conferință. Și există totuși o rânduială care trebuie respectată, fie că e vorba la servici. Citim în Efeseni capitolul 6, versetul 5, poate mai sunt patron printre frați și ei foarte bine înțeleg aceasta, că e normal să asculte muncitori. Efeseni 6:5, slujiți-le stăpânilor, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robe ale lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le ca Domnului, iar nu ca oamenilor, cu bucurie. Că știți că fiecare rob, fie slobă, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și amintim și Roman, capitolul 13, cu versetul 1, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care nu vine de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Bineînțeles, va veni vremea când Anticristul va lua conducerea și nu ne vom mai supune. Dar momentan, la lucrurile care țin de probleme sociale, economice, financiare, sunt situații cărora trebuie să ne supunem și să le dăm oamenilor o dovadă că suntem niște oameni care știm să ascultăm. Cum credeți că ar putea să fie un bun credincios cineva care nu își îndeplinește datoriile la servici, care nu ascultă de maestru, de inginer sau știu ce șefe are, care nu ascultă, nu se supune autorităților, este tot timpul reclamat, este cu toate în urmă, ar fi un bun exemplu? Nici de cum. Și în această privință, 1 Petru, capitolul 2, versetul 20, ne spune: în adevăr,
Ce fal este să suferiți cu răbdare și să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut de Dumnezeu. Deci nu ar fi o fală ca cineva să sufere ca un om neascultător, nesupus. A treia formă de neascultare, cea mai dificilă, neascultarea față de Dumnezeu, se poate manifesta fie prin neascultarea de părinți, fie prin neascultarea de autoritatea familiară, bisericească sau din societate, cât și direct în raporturile noastre cu Dumnezeu. Să nu uităm, încă de la Adam, citim în Roman 5:19, păcatul a intrat prin neascultare. Căci după cum, prin neascultarea unui singur om, ce a făcut Adam? N-a ascultat. Cei mai mulți au fost făcuți păcătoși. Noi am ajuns să moștenim o fire păcătoasă prin neascultare. Și în Efeseni capitolul 2, versetul 2, noi eram morți în greșeli, în păcate, în care trăiam odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Întreaga generație umană sunt numiți fiii neascultării și noi avem un părinte în persoana lui Dumnezeu. Și dacă noi ca părinți atât ne deranjăm când copiii nu ne ascultă, credeți că Dumnezeu nu e la fel de deranjat când noi nu-L ascultăm? De Dumnezeu nu există nicio excepție în a nu-L asculta. Nu este nicio situație în care să putem spune, am fost motivat să nu-L ascult pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu dă porunci aiurea, Dumnezeu merită să fie ascultat și neascultarea Dumnezeu este întotdeauna un păcat și este o răzvrătire, este o alianță cu diavolul. Scopul lui Dumnezeu prin biserică și prin Israel nu a fost altul decât să ne aducă pe toți la o nouă stare, la o nouă formă ascultării de El. Citesc din Roman capitolul 16, spune Pavel despre slujba sa printre neamuri. Roman 16:25-26. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și după propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scriere prorocilor și prin prorunca Dumnezeului celui veșnic. Și a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință. Dumnezeu prin biserică vrea să ne aducă din nou la o stare de ascultare de El. La o stare de ascultare conștientă. Adam nu cunoștea binele și răul. El era într-o stare inocentă. El trebuia să dea dovadă de o ascultare fără să știe. Și se pare că diavolul l-a învinuit pe Dumnezeu că ne-a creat, așa ca și pe Iov, ne susține, ne dă binecuvântări și noi musai să-L ascultăm. Și Dumnezeu vrea ca noi să dovedim o ascultare conștientă, convinși de faptul că a ascultat pe Dumnezeu este lucrul cel mai bun care l-avem de făcut. Și că ascultându-L niciodată nu ne înșelăm, nu greșim și este cea mai bună variantă și posibilitate pentru noi. Ascultare de Dumnezeu este de altfel nimic altceva decât citim tot în Romani, capitolul 10, versul 17, este ascultarea de cuvânt. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și tot aici este scris, versetul 16, dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? A-L asculta pe Dumnezeu presupune a-L crede, dar credem Scriptura și o vom asculta, aceasta înseamnă că îl ascultăm pe Dumnezeu. Nimeni nu poate să spună, îl ascult pe Dumnezeu, dar nu respectăm Scriptura. Că, vedeți, cu niciunul Dumnezeu n-a venit să-i spună, fă așa, fă așa, Dumnezeu ne vorbește prin Scripturi. I-a vorbit Israelului odinioară de pe muntele Sinai, dar ei au spus, vorbește-ne tu, să-ți vorbească Dumnezeu ție și tu ne spui nouă și noi te ascultăm. Și a spus Dumnezeu prin Moise, să știți, Dumnezeu a ridicat de mijlocul frații voștri un proroc ca mine de El să ascultați. Cine acest proroc? Domnul Iisus Hristos. Ascultarea de El va fi dovada mântuirii noastre în ziua aceea. Aș vrea să citim două, trei versete, care sunt efectele neascultării și ascultării. Dacă nu vom asculta, citim în Isaia 63:10, un cuvânt valabil pentru Israel și la fel de valabil pentru noi, dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt. Cu neascultarea întristăm pe Duhul Domnului și prin neascultare ne atragem pedepsele. Eu citesc doar din Evrei 2, ce pedepse și-au atras cei care n-au ascultat. Evrei capitolul 2, versetul 2. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire. Și spune și Roman capitolul 2 în aceeași privință, versetul 7,
Dumnezeu va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelejuire, sau altfel spus, nu ascultă de adevăr. Toate pedepsele lui Dumnezeu vin în urma neascultării. De asemenea, dacă vom asculta, și aceasta are un efect, și efectul nu este numai viața veșnică atunci, este și fericirea și liniștea și pacea acum. Citim în Psalmul 81, un cuvânt, în versetul 13, O, de m-ar asculta poporul meu, de-ar umbla Israel în căile mele, fericirea lui ar dănui în veci, l-aș răni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Și adăugăm Luca, capitolul 11, versetul 28. Și el a răspuns, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Vom fi fericiți dacă ascultăm. Dacă ascultarea de părinți are ca efect o viață lungă și fericită, ascultarea de Dumnezeu are ca efect o viață veșnică și fericită. Încă de aici. Haideți să luăm acum câteva exemple biblice de neascultare și ascultare și din acestea poate ne vom regăsi și noi pe undeva și vom vedea ce avem de făcut. Mai întâi exemple de neascultare de părinți. Esau. Și aș vrea în mod special tineri și copii să pună la inimă aceste lucruri. Geneze 28, 8 și 9. Neascultarea lui Esau în ce privește căsătoria. Esau a înțeles că fetele lui Canaan, deci fete nepocăite, nu-i plăceau tatălui său Isaac. Și s-a dus la Ismael. El a mai luat de nevastă pe lângă nevestele pe care le avea pe Mahalat fata lui Ismael, fiul lui Avram și sora lui Nebaiot. Asta ar însemna cam așa. Ai văzut că părinților nu le place să discuți cu fete de afară sau cu băieți de afară, că nu-i place nici Domnului? Și acum în adins te duci și nu asculți și îți iei de afară. A ajuns bine Esau? A ajuns sub pedeapsa și blestemul Domnului și nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Un alt exemplu de neascultare sunt fiii lui Eli, 1 Samuel, capitolul 2. Și această neascultare îmbracă în vremea noastră de acum următoarea formă. Le spuneam tinerilor și le repet și acum, nu cumva să faceți greșeala ca în timp ce păcătuiți. Părinții poate știu și vă spun, sau poate nu știu și nu vă spun, să faceți vreo slujbă înaintea Domnului cu păcatul asupra voastră. Fiii lui Aaron au fost arși înaintea Domnului, citim în Levitic, capitolul 10. Uitați ce făceau aceștia. Citim aici, în capitolul 2, versetul 23 la 25. Eli le-a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Nu, copii, ce au spunând despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Ei păcătuiau cu bună știință în biserică. Și duceau în rătăcire și pe ceilalți tineri. Și părinții le-au spus, nu este bine ce faceți. Totuși aici părinții au greșit că nu i-au dat afară din slujbă. Repet, a face slujbă încărcat cu asemenea păcate sau cu altele, este un lucru care atrage după sine pierderea vieții. Acești fii al lui Eli, Hofni și Fineas, au murit pe front în tabără când se luptau împotriva filistenilor și chibotul Domnului a fost luat. Deci nu numai că au murit ei și slujbele sfinte au fost afectate, pentru că ei, măcar că au fost avertizați de părinți, dar nu au fost apriți și au permis să facă slujbă cu păcatul asupra lor. Un alt exemplu este al regelui Manase, 2 Cronici, capitolul 21. Acest tânăr ajuns împărat n-a ascultat de părinți măcar că părinții lor muriseră. Chiar dacă părinții v-au trecut sau o să vă treacă din viață, ascultarea de ei trebuie să rămână. 2 Împărați 21 cu 3. El a zidit din nou înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia. A ridicat Astarte, altarea lui Baal, cum făcuse Ahab și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și le-a slujit. Acest Manase n-a ascultat de părinții lui după ce n-au mai trăit, ci a ascultat de altcineva, de Ahab. Știți care a fost pedeapsa, nu? A ajuns în închisoare în Babilon și până nu s-a pocăit, n-a fost scos de Domnul de acolo din închisoare. Exemplele sunt multe în Biblie. Ascultarea de părinți. Avem ascultarea lui Isaac. A ascultat să nu ia o fată din afară și a acceptat să-i aducă Eleazar pe Rebeca, ascultarea lui Iacov când i-au spus în Geneza 28, du-te în Padan Aram și ia-ți de acolo o soție, ascultarea lui Iosif când l-a trimis tatăl său la frații săi și multe, multe. Am putea doar una să mai adaug, o ascultare de părinți.
în prima carte a împăraților, în capitolul 13, avem acel proroc din Betel care nu era un proroc bun, dar a spus el, un împărat 13:13, și a zis fiilor săi, puneți-mi șaua pe măgar. I-au pus șaua pe măgar și a încălecat pe el. Au făcut un lucru rău, copiii lui au văzut că au făcut un lucru rău mai târziu, dar citim apoi versul 27, apoi îndreptându-se către fiul i-a zis iarăși, puneți-mi șaua pe măgar. Au pus șaua pe măgar. Este vorba de niște lucruri banale, mici. Și totuși acești fii ajunși mari, că prorocul acesta era un proroc bătrân, au înțeles că dacă părinții le spun un lucru, fie mic, fie mare, trebuie să fie ascultați. Mai amintesc totuși un exemplu, este vorba de Estera. Aș include în această ascultare de părinți chiar și o ascultare de frații mai mari. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Și citim apoi versetul 15. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păstorul femeilor. Estera a căpătat trecere între tuturor celor ce o vedeau. De unde credeți că a fost indicația aceasta să nu se îmbrace extraordinar cu nu știu câte scule? Sunt încredințat. Când sunteți mici, când sunt mici copii, învață părinții, auzi, dacă iarnă și frig, îmbracă-te ca să nu fie frig. Când sunt puțin mai mari, îmbracă-te ca așa cum să fie decent, evlavios. Estera a ascultat de verișorul să se îmbrace modest, să se îmbrace numai cu ceea ce e strict necesar. Și împăratului de aia a plăcut mai mult. Mai ascultă tinerii noștri oare să se îmbrace cuvincios, să vorbească cuvincios, să se ducă numai unde trebuie, să facă numai ceea ce trebuie? Citim și versetul 20. Estera nu spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. O ascultare până în cuvinte. Să nu spui din casă ceea ce nu trebuie spus. Să vorbești numai ceea ce trebuie vorbit. Să meargă ascultarea până la vorbe și până la îmbrăcăminte. Asta e o ascultare extraordinară, de care doar niște tineri care vor să fie binecuvântați ca și Estera o vor mai face. Și spune partea a doua a versetului și vreau să o rețineți. Și ea urma acum, ajuns în părăteasă, cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el, ca atunci când era mic. Rar copii care ajungi mari să mă asculte ca și când erau mici. De regulă se plâng surorile, când erau mici nu bănuiam ce o să fac. Că atunci când o să fie mare, n-o să mai asculte. Domnul să lase Duhul acesta care a fost peste Estera. Un Duh care a fost peste Domnul, care creștea și le era supus, măcar că era Fiul lui Dumnezeu. Și ar fi avut motive să se comporte altfel, să le dea lecții la tatăl său și la mama sa. Dar a fost supus. Acești copii vor fi binecuvântați de Domnul. Nu urmați să dați exemple negative ca Esau, ca și Adonia, ca și Absalom, care s-a dus la poartă și comenta împotriva tatălui său, ci urmați exemple pozitive ca și Iacov, ca și Isaac, ca și Estera și veți fi binecuvântați de Domnul. Domnul să binecuvânteze toți tinerii din biserică. Amin. Neascultarea de superior, de conducere, de biserică, în ducilor mai mari se poate manifesta. Citim în cartea Numeri, capitolul 12, avem aici pe Aron și Maria. Versetul 1, au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii pe care o luase el de nevastă. Neascultarea lui Aron și Maria s-a concretizat în comentarii. Vedeți și la copii, sunt unii care ascultă că le este frică de bățul sau de nuiaua mamei, sau le este frică că nu vor primi ceea ce vor, și ascultă, dar comentează. Comentariile astea sunt o neascultare așa de 50%. Când cineva spune să faci un lucru, dar îl contrazici. Când de la amvon se predică una și în bancă se comentează alta, când de la amvon se spune una și pe hol poate se spune alta, sau acasă se spune alta. Uitați, Domnul spune aici, versetul 2, și i-au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu i-au spus la Moise în față, s-au înțeles între ei. Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Nu s-au subordonat conducerii lui Moise. Și a pedepsit-o Domnul. Un alt exemplu, puțin mai târziu, acel duh de răzvrătire lui Core, Datan și Abiram, numărul 16, versetul 3, ei au adunat și le-au zis, destul, tot adunarea, toți sunt sfinți. De ce să conduceți voi? Toți suntem la fel. A acceptat Dumnezeu? Nu a acceptat și știți că i-a pedepsit ca atare. Un alt exemplu, hai să-l luăm pe Absalom aici. 2 Samuel, capitolul 15. Cum se manifesta neascultarea lui Absalom? 2 Samuel 15:1. După aceea Absalom și-a pregătit care și cai și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Se scula dis de dimineață, stătea la marginea drumului la poartă și ori de câte ori avea vreo neînțelegere, cineva se ducea la împărat, la judecată Solomon îl chema și zicea, din ce cetate ești? După ce răspundea, Absalom îi zicea, iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Și când se apropia să se închine cineva înaintea lui, întindea mâna, l-apuca și îl săruta. Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel și câștiga inima oamenilor din Israel de partea lui. David l-a lăsat în pace. Dar această formă de neascultare a culminat
cu răscoala, cu războiul. Așa începe neascultarea. Și copiii nu dintr-o dată, ci treptat. Sunt gradual forme de neascultare, la fel sunt și în biserică. Și într-un stat, oamenii nu execută anumite legi, apoi tot mai agravant, până când în final știu se răscoală în funcție de situații. Un alt exemplu, îl avem pe Diotref. În 3 Ioan, versetul 9, am scris ceva biserici, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. Oamenii care nu suportă autoritatea superioară, nu ascultă. Dar vrem să vă spunem ceva. Dacă nu ascultați pe alții, să fiți sigur că nici dumneavoastră nu o să fiți ascultați. Sutașul roman a fost evidențiat de Domnul în Matei 8, că el a spus următoarele cuvinte. El și-a înțeles autoritatea lui și a spus aici, 8:9, că și eu sunt un om sub stăpânire, deci am mai mari ca mine. Și am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce și altuia vino și vine. Și robul meu făcut are lucru și îl face. El se subordona autorității romane care era deasupra lui. Dar au spus, pentru că eu mă supun și cei mai mici, cum le spun, așa execută. Este ca și în familie și în biserică. Dacă ascultăm, vom fi ascultați și noi. Uitați un model foarte frumos de ascultare în Exod, capitolul 32. După ce făcuseră vițelul de aur și se răzvrătiseră, a venit Moise și le-a încercat ascultarea. Și a spus, Exod 32:26, s-a așezat la ușa taberei și a zis, cine este pentru Domnul să vină la mine? Și din 12 seminții și copiii lui Levi s-au strâns la el. Atât. Dar ce spune mai departe? Fiecare din voi să-și încingă sabia, merge și străbate stabela de la o poartă la alta și fiecare să omoară pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise. Ce s-a întâmplat? Ce avantaj au avut? Au fost aleși de Domnul din tot Israelul să facă slujbă și a spus ceilalți să le dați zeciuială, ca și cum a zice, pentru că leviții au ascultat, pe tot poporul amendăm pe viață. Zeciuială și le plătiți amenda lor. De acum mai susțineți, pentru că ei au dat dovadă de ascultare. Ascultarea comportă și acțiuni simple, cum a zice, cine e pentru Domnul să vină la biserică? Dar și cine e pentru Domnul să facă acțiuni mai deosebite, mai clare? Să se dea afară cei păcătoși, să luăm o zi de post specială, să facem o strângere deosebită, să ajutăm pe cineva, atât acțiuni simple cât și mai valoroase, mai mari. Leviții au dat dovadă de o deosebită ascultare în această privință. Și a fost situații în care tot Israelul a ascultat, citim în mod special că în Iosua, capitolul 1, poporul a ascultat, sau cel puțin a promis lui Iosua ascultare, Iosua 1, cu versetele 16 la 18. Cam așa ar trebui să spună biserica. Ei au răspuns lui Iosua și au zis, vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Nu mai rețineți. Numai Domnul Dumnezeu tău să fie cu tine cum a fost cu Moise. De aceea am zis că cam așa ar trebui să spună biserica. Nu neapărat să ne asculte la tot ce spunem. Dacă Domnul e cu noi cum a fost cu Moise, a spus să ne ascultați și noastre cum ar fi trebuit să asculte pe Moise sau pe Iosua. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce vei porunci, să fie pedepsit cu moartea. Deci rețineți, neascultarea de părinți se pedepsea cu moartea, neascultarea de conducere se pedepsea tot cu moartea și neascultarea de Dumnezeu cu atât mai clar. Deci nu ne putem desfășura nici în familie, nici în biserică, dacă manifestăm duh de neascultare. Dar diavolul asta vrea, să nu ascultăm unii de alții, căci orice împărăție dezbinată nu dănuiește. Diavolul numai asta vrea, numai să nu asculte unii de alții, să nu fim supuși unii altora în frica lui Hristos. Și ca în final ne știe unde ne duce. Că cine ne ascultă de părinți, mâine ne ascultă de biserică și apoi mâine ne ascultă de Dumnezeu. Dar cine ascultă așa ierarhic, când spuneam frate bătrân, și eu am obișnuit copiii mei de mici să asculte de mine fără nicio schimbare. Că prin aceasta ei mai apoi vor învăța să asculte de Dumnezeu. Dar dacă ei vor zicea, și de tata se poate asculta sau nu asculta, la fel și de Dumnezeu. Putem să socotim că sunt facultative unii dintre porunci. Nu este nimic facultativ, ci totul este pentru noi și pentru copiii noștri ca să păzim, să ascultăm de Domnul. Amin. Citim în Exod, capitolul 5, versetul 2, Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să asculte glasul lui? Numai cine nu cunoaște pe Domnul n-ascultă. Dacă într-o masă de oameni vine cineva și dă o poruncă, sau niște copii se joacă, vine unul și spune, copii, toată lumea să intre în clasă. Cei care știu că ăla e învățătorul lor, urgent intre în clasă, nu? Dar cine nu-l cunoaște că cine-i, și dacă sunt așa puțin mai răzvrătit, nene, ce ai cu noi?
La fel, cine cunoaște pe Dumnezeu, îl ascultă. Atât din punct de vedere a recunoașterii autorității lui, cât și din punct de vedere a ceea ce este Dumnezeu. Nu merită Dumnezeu ascultat? Din plin merită. Faraon a spus, eu nu ascultă, cine e Domnul să asculte el? Și tot a trebuit să asculte. A venit vremea când într-o noapte, dacă nu a vrut ziua, la fel să știți, când Dumnezeu îi cheamă pe oameni să vină la el, nu tot ascultă, dar va veni o vreme când Dumnezeu va spune, duceți-vă de la mine și atunci nu o să-l asculte. Atunci va fi musai să asculte. Ce bine să ascultăm câte vreme ne zice, veniți la mine, ca să nu venim vreme să ascultăm când ne va spune, duceți-vă de la mine. Un alt exemplu de neascultare în fața lui Dumnezeu a fost Israelul, în Numeri 14 citim, când Dumnezeu le-a poruncit să cucerească țara Canaan, Numeri 14 cu versetul 21, dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii mei slava mea și minunile pe care le-am făcut eu în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori până acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților că le-o voi da și anume toți cei ce m-au nesocotit nu vor vedea. Și rețineți, iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh, întotdeauna când nu asculți este un duh din partea celui rău pe tine. Caleb și Iosua au fost însuflețiți de un alt duh și l-au ascultat. El a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Vreți să moștenim și noi împărăția Domnului? Este absolută ascultare de Dumnezeu, nici într-un caz facultativ. Un alt exemplu de ascultare data aceasta, Numeri 25, Finias. A făcut ce a făcut leviții odinioară, nu l-a pus nimeni. Numeri 25 cu 7. Când a văzut Finias că păcatul s-a întins în popor, la vederea acestui lucru, Finias, fiul de Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat în mijlocul adunării, a luat o suliță în mână, s-a luat după omul acela, l-a omorât pe el și pe femeie și a încetat orgia. Domnul a zis, Finias, fiul Eleazar, a bătut mânia de la copilul Israel pre râvna pe care a avut-o față de mine. Să-i spui că încheie cu el un legământ de pace. Nimeni nu i-a poruncit asta, dar el a înțeles că Dumnezeu poruncise să nimiciți pe cei care se închină la idol, pe cei care se strică. Dacă nimeni nu te sesizează, nu auzi porunca Domnului prin Scripturi care își cere să-L asculți? Dumnezeu nu strigă la noi, poate tata și mama strigă la tine să-L asculți. Poate de la biserică ți se spune, frate, hai să ascultăm. Dumnezeu îți vorbește așa încetus prin Scripturi. Vei asculta? Când citești în Biblie, asculți sau nu asculți? Tot ceea ce citim în Scripturi este ca și cum ne-ar șopti Domnul la ureche. Este ca și cum în fața noastră ar fi Tatăl nostru, care este în ceruri. Și ne-ar spune când citim aici, du-te, fă cu tare lucru sau cu tare lucru, nu-l face. Sau ni se pare că este ca și cum ne-ar scrie tata o scrisoare, dar copilul dus în America și scrie tata din România, dragul tati, să mergi la biserică. Ha, de ce știe tata din România? Dumnezeu așa, a scris o scrisoare și Dumnezeu în cer. Și de parte acum noi citim în scrisoare, ce este din ce o zis tata să fac? Dar tata te vede? Ne vede pe toți. Și dacă nu ascultăm de cuvânt, nu vom vedea Canaan. Un alt exemplu pozitiv. Eu zic că cel mai frumos exemplu, Domnul Iisus. Să citim în Roman 5 cu 19. Domnul Iisus, știți cum ne-a mântuit? Prin ascultarea Lui. Noi am fost socotiți păcătoși prin neascultare și printr-o ascultare Domnul ne-a mântuit. Spune partea a doua, versetului 19 din Roman 5. Tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți neprihăniți. Cine o să ne facă neprihăniți? Ascultarea. Uitați ce spune Biblia despre ascultare Domnului Iisus. Citim în Filipeni 2, cu versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, bancă moarte de cruce. Până unde ar trebui să meargă ascultarea noastră de Domnul? Până la moarte. Și mai citim tot despre Domnul Iisus în Evrei, capitolul 5, versetul 8. Măcar că era fiu, a învățat să asculte din lucrurile pe care le-a suferit. Uitați, Domnul a învățat această ascultare. Și măcar că era fiu, și măcar că avea alt statut, a ascultat și a fost supus lui Iosif, Mariei. Când a fost vorba să plătească darea la templu în Capernaus către Petru, du-te și rezolvă problema. Când a fost vorba cu cei leproși, a spus, duce-vă și arătați-vă preoților să respectăm și aceasta. Dumnezeu nu este un Dumnezeu așa ca un tiran. Doamne, atât ne vine de greu să te ascult, dar uite, dacă vrei, deci putem să discutăm cu Dumnezeu în rugăciune, Doamne, să te ascult și asta, asta să o fac. Sunt momente în care simțim, Doamne, simțim voia Domnului să facem cu tare lucru, să dăm un ban, să mergem undeva. Și, Doamne, oare să ascult, să n-ascult? Nu este greșit dacă ne vrem să ne edificăm, să ne lămurim. Dacă e necesar să ascultăm sau nu e necesar. Domnul s-a făcut ascultător până la moarte, a învățat să asculte și a fost și el ascultat din pricina evlaviei lui.
De asemenea, părintele credinței Avram este un model special de ascultare, fiind în cartea Evreilor, citim în 11 capitol, versetul 8, prin credință. Față de Dumnezeu nu există ascultare fără credință. Numai dacă crezi, îl poți asculta. Altfel, par o nebunie lucrurile din Scripturi. Versetul 8. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Când i-a spus Dumnezeu să meargă cu Isaac pe munte, a avut Avram vreo explicație, vreun argument? Parcă toate erau împotriva lor. Dar cum s-a lucit? Păi da, așa a zis Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu, chiar când nu înțelegem și când nu știm, este indicată căci în urmă vom înțelege. I-a spus Domnului Petru, dacă nu mă las să te spăl, nu-i aparte cu mine. Doamne, nu înțeleg. Doamne, tu te ascult, dar nu înțeleg totul. Multe lucruri le vom înțelege ascultând și pe parcurs le vom pricepe pe toate. Ezra, capitolul 10. Citim în versetul 2. Atunci Șecanea, fiul lui Yehiel, a zis: am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru, luând femei străine. Dar Israel n-a rămas fără nădejde, cum n-a rămas nici noi astăzi. Să facem dar un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Să facem după lege. Scoală-te, că-și treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează. Și s-a întâmplat acolo? Tot poporul a constatat, citind în Scripturi, că n-ascultaseră de Domnul și de lege. Și ce au spus? Au spus conducerii lui Ezra: auzi, îmbărbătează, lucrează, ne punem la punct, ne îndreptăm și ascultăm de Domnul, chiar dacă trebuie să rectificăm ceva. Vedeți, ascultarea presupune nu doar pe viitor ascultarea unor porunci, chiar reglarea unor lucruri care s-au petrecut în trecut și, în final, au fost binecuvântați. În Romani 11:32 este scris aici că Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să se îndure de toți. Cred că au fost copii care și-au dat seama că n-au ascultat de părinți. Și noi ne-am dat seama că n-am ascultat suficient de mai mari noștri și cu toții ne-am dat seama că n-am ascultat întru totul de Dumnezeu. Știți ce ar fi asta? Dumnezeu ne-a încuiat pe toți în neascultare, ne-a închis. Nu că El a vrut. Dar este ca și o cursă a diavolului. Și care cum n-a ascultat de Dumnezeu a intrat acolo și numai s-a închis poarta după noi. Toți sunt închiși în neascultare. Au fost închiși evreii și neamurile, dar Dumnezeu vrea să se îndure de toți care n-au ascultat. Tit 3:3, că și noi eram altădată fără minte, neascultători. Toți am fost neascultători la un moment dat. Efeseni, capitolul 5, versetul 6, nimeni să nu vă înșele cu vorbiri deșarte. Căci din pricina acestor lucruri a păcatelor vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Și tot Pavel spune în Coloseni 3:6, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fii neascultători. Să nu mai rămânem într-o stare de neascultare, să nu vină mânia lui Dumnezeu peste noi, ci să ne îndreptăm. Și așa cum spunea Duhul bisericilor din Apocalips, căci Duhul când vine peste noi este și un Duh de ascultare. Cine are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor Duhul. Și această ascultare ar trebui să fie nu doar o ascultare superficială de formă, cum vă spuneam, și mintea noastră comentăm și să ne audă Domnul. În 2 Corinteni 10:5 este trecut un nivel la care ar trebui să ajungă ascultarea noastră în toate domeniile. 2 Corinteni 10:5, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței de Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ascultarea noastră trebuie să fie până la nivelul gândurilor. Și ori de câte ori diavolul ne vine cu o răzvrătire, să ne ascultăm. Și asta la nivelul minții ne vine sigur. Soției vine să ne asculte de soț, fraților vine să ne asculte de biserică, nouă tuturor ne vine să ne ascultăm de cei mai mari și de Dumnezeu. Copilor le vine diavolul să ne asculte. Dar de acolo, din fașă, la nivelul gândirii, să le răsturnăm acestea. Și noi să avem pe tron pe Domnul Iisus și pe Dumnezeu și de El să ascultăm. Să fim cu adevărat robii Lui. Spunea Pavel, Roman 6:16, nu știți că dacă vă dați robii cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelor de care ascultați, fie că este vorba de păcat, cum a fost vorba până acum, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire. Domnul așadar să ne binecuvinteze cu un duh de ascultare, că ascultarea este ceea ce citeam mai înainte în Deuteronom 5:1, a asculta înseamnă a auzi, a fi atent, învățați-le, a învăța, cum am citit despre Domnul Evrei 5:8, că a învățat să asculte, a învăța și a le împlini cu scumpătate, până la nivelul gândirii. O astfel de ascultare, chiar dacă
Uneori n-avem motive pământești, să asculți pe un patron care este așa cum este. Spune Biblia, Efeseni 6 cu 5, voi slujiți nu ca oamenilor, ca Domnului. Toată ascultarea noastră în final se rezumă la o ascultare de Dumnezeu. Când recunoaștem o autoritate, recunoaștem pe Dumnezeu și cine ascultă va fi ascultat de Dumnezeu, va fi recunoscut de Dumnezeu și ce ascultă vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și rog pe Domnul să ne dea tuturor și ne va da cu bucurie dacă vom fi niște copii ascultători. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.